Vă salut, dragii mei, dragile mele! La solicitarea voastră o să vă arăt cum prepar eu ulei din planta aceasta medicinală foarte aromată, coada șoarecelui. Cei care o urmăresc știți că am procurat-o de la sanatoriu unde am fost. Ea este culeasă din codrii Moldovii. Iată, a început eu să o folosesc de acum intern, dar mi s-a terminat uleiul și vreau să vă arăt cum îl prepar. Aici am floricelele. Le-am strâns, iată, le-am ales floricele foarte aromate. Această plantă tămăduitoare, vindecătoare, este folosită nu numai intern, dar și extern, în cosmetologie. Intern se folosește pentru vindecarea bolilor gastrointestinale. Are un efect astringent, antiinflamator, imunomodulator. Iată, eu pun aici floricelele. O spun probabil jumătate de borcănaș pentru ca uleiul să acopere planta. Datorită faptului că conține ulei ahileic, planta are acest miracol de vindecare. Dar noi o să-l folosim în scopuri externe. Și voi adăuga aici ulei ca să acopere. Adaug ulei de măsline. Puteți să luați orice ulei de măsline, nu contează tehnologia preparării sau presării. Nu contează tehnologia presării. Iată, am adaus aici, dați să-l umplu. Mai este loc, o să umplu. Iată, așa. Ulei. O să pun căpăcelul ermetic. Ăsta e borcanașul meu magic, unde eu prepar uleiuri. O să-l țin timp de o lună la cald, în bucătărie, în dulăpior. După aceea o să-l scurg și o să-l folosesc pentru compresie la gât. Datorită faptului că uleiul din planta coada șoricelui are un efect astringent, desigur că asupra pielii va avea un efect de lifting. Și nu ratați când aveți această plantă culeasă sau o procurați din farmacii. Este foarte, foarte benefică. Se folosește și în scopuri terapeutice și în cosmetologie. Pentru ten acneic, dermatite, cuperoză, iritații, arsuri, foarte bun ulei. Pentru diminuarea ridurilor în zona gâtului, încălziți o linguriță de ulei la băița de aburi, apoi aplicați masând în zona gâtului și decolteului și țineți sub compres timp de o oră. Uleiul cald se masează bine, bine în piele și pe zona decolteului, să nu uităm, cu mișcări circulare, până se încălzește pielea. Bine, bine. Apoi se aplică un compres. Peste o oră scoateți compresul și veți avea o piele catifelată. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Pe curând! La revedere!